Liderii lumii reuniți în summit la ONU au adoptat vineri un plan ambițios de dezvoltare durabilă pentru următorii 15 ani, ale cărui costuri sunt estimate la mai multe mii de miliarde de dolari anual, informează France Press. Planul stabilește pentru orizontul anului 2030 17 obiective de dezvoltare durabilă, printre care eradicarea sărăciei extreme, accesul universal la educație și la sănătate, promovarea femeilor, reducerea inegalităților, combaterea încălzirii climatice. La rândul său, în discursul de vineri în adunarea generală a ONU, Papa Francisc a salutat în avans acest plan, considerându-l un semn important de speranță, dar a avertizat că munca birocratică de redactare a unor liste lungi de bune intenții și angajamentele asumate solemn nu sunt suficiente. Potrivit experților, costurile sale ar urma să se situeze la cel puțin 3.500-5.000 de dolari pe an, pe parcursul unui deceniu și jumătate. La Națiunile Unite, summitul dezvoltării, la care sunt așteptați peste 150 de șefi de stat și de guvern, va continua la acest sfârșit de săptămână.